implicată în diferite proiecte care au ca scop accesibilizarea orașelor. Chiar dacă în Olanda spațiile sunt mult mai accesibile decât în România, tot mai sunt puncte care pot fi îmbunătățite. Mare parte din timp o dedic sportului, tenis de câmp, în scaun cu rotile, crossfit și handbike. A participat și la diferite show-uri de modă, în Amsterdam Diversity Fashion Week, în Paris Wheelchair Fashion Row, iar în septembrie va participa la show-ul de modă din Tokyo Next Wood. Aceasta este cea de-a șasea prezență. Cred că este de fapt cea de-a șaptea prezență, nu? La Diffic Beauty, pentru că noi am petrecut împreună zilele trecute și la Iași, la o nouă ediție a Diffic Beauty care s-a desfășurat acolo. Așa cum spuneam, se află pentru a șaptea oară la Diffic Beauty Sandra și ține să-i mulțumesc încă o dată Magdei pentru invitație. Participă la Diffic Beauty pentru a susține Open Your Heart și cu speranța că România va deveni mult mai accesibilă pentru persoanele cu dizabilități. Alături de superba Sandra se află Valentina Stan, este absolventa Facultății de Litere, Specializarea Științe ale Comunicării, masterandă în anul 2, unde studiază comunicarea în spațiul public în cadrul Universității Vasile Alexandrei din Bacău. Este purtător de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Bacău, unde lucrează ca asistent medical. A absolvit și cursuri de terapii alternative pentru vindecarea sufletului, deoarece consideră că omul trebuie abordat ca un întreg alcătuit din trup, minte și suflet. A cochetat și cu televiziunea, fiind realizatoarea și moderatoarea emisiunii TV Fericire la Superlativ în cadrul postului local EuroTV, mentorul ei fiind Andreea Marin, de la care a învățat că un bun prezentator TV este cel care știe să-și asculte invitatul. De la emisiunea trecută a scris și anul acesta a lansat cartea Fericire la Superlativ, o carte despre dezvoltare personală prin care invitații de la emisiune au devenit eroi principali, poveștile lor de viață fiind exemple de urmat pentru a descoperi fericirea. Se implică în activități culturale, educative și luptă împotriva discriminării de orice fel, iar valorile cele mai importante după care își ghidează viața sunt onestitatea, compasiunea, respectul și recunoștința. Este și ea soție, dar și mama unui adolescent de 16 ani și își dorește să lase în urmă o lume mai bună și mai ales mai fericită. Bună seara! Bună seara tuturor! Bună seara, Bacău! Vreau să vă spun că mă bucur foarte mult să mă aflu aici, pentru prima dată în Bacău. Bacău fiind județul în care m-am născut, eu sunt deloc din Măinești și nu vreau să vă țin mult, pentru că colegele mele de la Diffic Beauty au vorbit destul și au avut niște puncte foarte puternice legate despre dizabilitatea din România. Vreau să vă spun că este o provocare imensă ca să trăiești în România și îi apreciez pe colegii mei de la Diffic Beauty pentru efortul și curajul și îndrăzneala care o au pentru totuși a arăta că se poate trăi și în România cu o dizabilitate. Dar vreau să ridic un mesaj și să nu ne mai uităm la persoanele cu dizabilități cu milă, pentru că și noi suntem persoane normale. Faptul că ne deplasăm pe roți nu ne schimbă, suntem oameni. Și haideți să facem societatea mai accesibilă, pentru că noi nu suntem dizabili, dar societatea ne face pe noi dizabili. Vă mulțumesc! Bună seara tuturor! Sunt extrem de fericită să fiu în această seară aici. Cu toate titlurile, cu toate puterile și cu toate posesiunile noastre, cu toate descoperirile în tehnologie și în medicină, viața are fragilitatea ei și este bine să conștientizăm asta. Acești oameni care au simțit clipa zero nu sunt doar niște simpli supraviețuitori, ci sunt creatori de viață cu sens, oameni care ne pot inspira că viața merge mai departe și că pot face lucruri extraordinare și din acest punct. Cu toate nevoile speciale, cu apartenența noastră politică sau etnică, religioasă, cu statutul nostru social sau economic, suntem cu toții egali în fața lui Dumnezeu și merităm cu toții o șansă la o viață normală. Dragi băcăuani, evenimentul din această seară subliniază faptul că
viața nu este despre ceea ce face destinul cu noi, ci ceea ce facem noi cu destinele noastre. Vă mulțumesc! Aplauze, doamnelor și domnilor, pentru Sandra Hâncu și Valentina Stan. Draga mea, Sandra, aș vrea să-ți mulțumesc din partea echipei Atypic Beauty pentru că ai venit tocmai din Olanda pentru a petrece aceste zile aici alături de noi și sper că te-ai bucurat din nou de această experiență. Mergem mai departe, perechea.